secolul 3, știm cu toții bine că suntem campioni la reabilitarea termică, cel puțin în ultimii 8 ani de zile, în ultimele două mandate, când în sectorul 3, în această perioadă, s-au reabilitat mai multe blocuri decât în toată țara la un loc. Rămânem în aceeași poziție, rămânem focusați pe acest proiect care este principalul proiect al primăriei sector 3, doar că avem o mică sincopă acum, pentru că s-a finalizat bugetul pe exercițiu financiar care tocmai s-a încheiat în al 2020. Suntem în 2021 și așteptăm cu multă nerăbdare ca guvernul, așa cum a promis în luna aprilie, va scoate ghidurile. Cum vor ieși ghidurile, vom depune proiecte și să sperăm că spre finalul anului vom avea din nou schele pe bloc și vom începe din nou reabilitarea termică și să sperăm că de data aceasta vom și încheia acest proces de reabilitare termică, adică vom încheia acest proiect. În acest sens, administrațiile, președinții de asociații de proprietari, administratorii să fie în pole position, să fie foarte motivați, astfel încât atunci când ne ducem să completăm dosarul, pentru că avem nevoie de o componentă de la asociația de proprietari, e bine să nu fim încurcați, așa cum s-a mai întâmplat în anii anteriori. Noi în ultimii ani reabilităm doar pe fonduri europene. Asta înseamnă calitate europeană, standarde europene, pentru că altfel Comunitatea Europeană nu finanțează lucrări care să nu respecte standardele europene. Am auzit tot felul de discuții, tot felul de scenarii că, vezi, Doamne, nu s-ar folosi nu știu ce materiale, cum ar trebui, repet. Tot ce înseamnă finanțare europeană respectă standardele europene. Reabilitarea termică este unul dintre marile obiective pe care primăria sectorului 3 trebuie să le îndeplinească. Suntem deja la 75% am primit acest deziderat. Mai sunt 656 de blocuri care au toată documentația întocmită. Ba mai mult, din ele mai mult de 500 au și autorizația de construire pregătită și obținută, urmând ca în momentul în care există finanțare din programul operațional regional sau din acest program de reziliență și redresare, care se deschide primul, noi suntem pregătiți să depunem documentația și să obținem finanțarea. Avem și acord cadru de execuție, imediat pornesc lucrările, desigur, dacă vremea o va permite.